Aici era ca un priporit. A luat pirii la picioare sărată. Uite acum, ca a înghețat căzut în apă. Și încă unul aici are și ăsta. Până mâine nu le vede nimeni. La minus 10 grade ține afară. O situație de neimaginat s-a derulat la marginea localității Techirghiol. Zeci de cai slăbiți de putere au stat zile și nopți în frig, în ploaie și în ger. Imaginile șocante au fost distribuite pe paginile unor rețele sociale, iar pe fir au intrat și asociațiile de protecție a animalelor. Majoritatea pe care am văzut sunt în stare jalnică și nu e posibil să lași cai legați. Ei au nevoie tot timpul și de apă și de mâncare. Un cal dacă nu a băut apă, nu-ți mănâncă. Dacă nu ți-a mâncat, nu o să-ți bea apă. Și acel cal care, săracul, cred că a murit în niște chinuri, nici n-am cuvinte, pentru că nu poți să-l lași să moară în halul ăsta și legați de copaci și de toate cele. Animalele au fost legate de către un pom și abandonate fără niciun pic de hrană. Autoritățile locale încearcă acum să identifice cine este proprietarul cailor. Au fost identificați 35 de cai, din care doar 6 sunt microcipați, restul de 29 nu sunt microcipați, deci nu știm cui aparțin. Niciunul din cei 35 de cai nu se află înregistrați în registrul agricol al primăriei Techirghiol. După apariția imaginilor cu animalele care stau flămânde în condiții îngrozitoare, polițiștii și inspectorii sanitari veterinari au descins pe malul Bălții, lângă Techirghiol. Starea fiecarei cabaline este monitorizată, este evaluată împreună cu reprezentanții ai DSVSA Constanța, urmând ca la finalizarea verificărilor să fie luate măsurile care se impun. Nu știm la acest moment ce ne va indica rezultatul verificărilor, însă cu siguranță că vor fi luate măsuri din punct de vedere contravențional sau penal în funcție de rezultatul acestor cercetări. Potrivit legii 205 privind protecția animalelor, proprietarii acestor animale s-ar face vinovați de abandon.